Salutare și bine ați revenit la UTA TV! Astăzi invitatul nostru este Vlad Morar. Bine ai revenit! Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație! Spun bine ai revenit pentru că tu ai mai fost la UTA și ne bucurăm că ești din nou parte din această echipă frumoasă. Cum ai găsit UTA acum? Cum am găsit-o? Am găsit-o mult mai puternică. Am plecat și parcă am lăsat ceva neterminat aici și mi-am dorit să revin la UTA. Poți să faci o comparație între cele două perioade trăite aici? Da, este mult, mult mai organizată în momentul ăsta. Lotul este poate mai bun decât când am fost data trecută. Dar este pe un drum bun UTA și dacă va continua așa, sper ca la anul să fim în play-off. Să fie echipa în play-off. Am fost foarte aproape. Cum ați trăit meciul de la București? Da, poate a fost și puțină presiune pe noi, dar cu toate astea trebuia să câștigăm pentru că cu o victorie eram în play-off. Dar asta nu mai contează. Acum ne gândim la meciul de luni și la play-out. Știm de asemenea că Mircea Rednic, coach Mircea Rednic, a dorit atât de mult să revii. Ce a însemnat acest lucru pentru tine și dacă a venit cu o presiune mai mare? Da, pe Nea Mircea îl știu din perioada de la Petrolul, când l-am avut antrenor. Este un antrenor cu multă experiență și mi-am dorit din nou să lucrez cu dânsul. Da, poate și o presiune în plus pentru mine, dar cred că pot să o duc. Vreau să vorbim puțin despre perioada de la Farul. Știm că ai luat campionatul cu aceștia, ai înscris de 4 ori în 21 de meciuri. Cum ai trăit această experiență? Pentru că cred eu că este destul de importantă în această perioadă de fotbalist. Da, știm cu toții cine este la Farul, domnul Hagi, și pune o presiune pe jucători constructivă. Am mai câștigat cu dânsul și în 2017, dar atunci era Viitorul. M-am dus cu inima deschisă acolo pentru că știu că orice jucător care merge acolo poate să progreseze și să prindă un transfer mult dorit. Cu cine ți-i legătura de acolo? Păi, cu Larie, cu Buzbuchi, mai țineam legătura au plecat de acolo, cu Alibec. Există relație de prietenie între fotbaliști? Pentru că de foarte multe ori înaintea meciurilor vă vedem că trăiți așa cu bucurie revederea. Da, înainte suntem prieteni, dar în teren lăsăm totul deoparte. Da, există o legătură de prietenie. Apropo de revedere, știm că, așa cum spuneam și mai devreme, Iacob și Benga au fost și în perioada în care ai fost pentru prima oară la UTA. Da. Cum a fost revederea cu ei? Da. Doar ei doi au mai rămas din perioada aia, dar m-am bucurat să-i revăd și chiar avem o legătură strânsă între noi. Cât de bine vă înțelegeți? Foarte bine. Chiar și în afara terenului. Chiar și în afara terenului. Vreau să vorbim puțin și despre dubla de la Botoșani. A rămas cumva în mintea tuturor. Uh-huh. Cum ai trăit acel moment? Da, foarte, foarte plăcut să marchez. Îmi doresc foarte mult să marchez mai mult aici, pe teren propriu, pentru că avem fanii alături, dar și atunci am simțit așa o fericire mare. Ai jucat doar la echipe cu adevărați suporteri. Aici putem aminti Cluj, Dinamo, Rapid, UTA. Este o presiune în plus din partea acestora? Depinde. Poate să fie constructivă, poate depinde de fiecare fotbalist în parte, dacă știe cum să... Pentru mine mă ajută suporterii, îți dau un elan. Ai fost foarte aproape să înscrii în meciul cu voluntari, în meciul retur. Ce însemna pentru tine acel gol? Da, aștept să marchez pentru că un atacant care nu marchează trece printr-o perioadă mai dificilă. Sper că la următoarele meciuri să marchez și să mi-ajut echipa. Cu siguranță așa va fi. Cum este Vlad Morar în afara stadionului? Ce hobby-uri ai? Hobby-ul meu de când s-a născut fiul meu cel mic, are 2 ani jumate, cam toată energia o merge spre el. Deci hobby-urile mele cred că este fiul meu și altele nu. Mă uit la filme cu soția, dar în mare parte cu el. El este. Fiul tău vine la meciuri, te susține? Până acum nu a fost la niciun meci, dar o să-l aduc luni, o să vină cu siguranță. Ce te motivează să devii un jucător mai bun?
cum am mai spus-o, cred că el. Deci de când s-a născut el, el mă face să îmi doresc mult mai mult să joc fotbal cât mai mult timp. Care este cea mai frumoasă amintire a ta trăită pe teren? Am foarte multe amintiri. Câștigarea campionatului, câștigarea cupei cu Petrolul, finala pierdută cu Cluj contra Stelei. Cred că la goluri ai o satisfacție mare. Cu siguranță. Din păcate, ne îndreptăm spre finalul interviului și vreau să te provoc să transmiți un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc, pentru fanii UTEI. Să fie alături de noi, pentru că doar împreună putem să ne îndeplinim obiectivele. Cred că și obiectivul nostru o să fie să câștigăm play-out-ul. Eu asta îmi doresc. Și luni așteptăm un număr cât mai mare alături de noi. Îți mulțumim frumos și, așa cum spuneai și tu, cu siguranță golurile vor veni. Da, mult succes! Cu siguranță, mulțumesc mult! Iar noi ne revedem curând! Hai, Utah!